Bine să-i bine ca să-și programeze niște bani pentru viitor, da? Bănesc a fi bine. Adică bănesc că vor avea banii ăștia asigurați, adică pensii. Păi, dar bineînțeles, să aibă la bătrâneț un ban, să aibă și ei, să-i trăiască. Dar de ce muncesc acum? Ca să trăiască la bătrâneț. Deci e un lucru bun. E un lucru foarte bun. La contractele de asigurare pentru pensii apelează în special vasluienii care nu au un venit stabil și nu sunt angajați cu forme legale de muncă. În această vară, stranieri au fost cei care și-au dorit un astfel de contract cu statul român. Sunt vasluieni care vin să-și încheie contracte de asigurare. La data la care vorbim, avem încheiat un număr de 1090 de contracte de asigurare. Iar vasluienii care vin în ultima perioadă să-și încheie aceste contracte sunt în special cei care lucrează în afara granițelor țării. După cum se știe, ei în luna august sunt în concedii și atunci vin să-și încheie acele contracte de asigurare. Fapt pentru care am și constatat o creștere a contractului de asigurare comparativ cu lunile trecute. În luna august avem încheiat un număr de 75 de contracte de asigurare. Bineînțeles că ei își încheie aceste contracte de asigurare pentru a-și completa vechimea, dar în același timp beneficiază și de celelalte drepturi, de cum ar fi ajutor de țes, bilete de tratament. Persoanele care nu lucrează cu un contract de muncă legal și vor să-și asigure bătrânețea își pot încheia polițe de asigurare cu Casa Județeană de Pensii. Suma necesară pentru asigurare este de 222 de lei lunar.